Doi pacienți în stare gravă infectați cu coronavirus au fost duși cu un avion militar de la București la Sibiu. De altfel, numărul românilor care luptă pentru viață la terapie intensivă rămâne ridicat. 1289 de persoane. Stăm de vorbă în legătură cu acest subiect cu secretarul de stat Raed Arafat. Bună seara, domnule Arafat! Bună seara! Aș vrea să-mi spuneți în momentul de față câte paturi de terapie intensivă sunt libere? Deci la București, la acest moment, paturile sunt ocupate. Avem pacienți, bineînțeles, care sunt în unitățile de primiri urgență, unde se asigură și ventilația, și ventilația non-invazivă, dar, bineînțeles, centrul de coordonare încearcă să le găsească locuri, inclusiv în alte județe. Ați văzut astăzi, doi pacienți au plecat către Sibiu. Acum câteva zile am trimis mai mulți pacienți în mai multe județe, inclusiv în zona Moldovei, către Botoșan în mod deosebit, dar ne confruntăm și cu o situație care trebuie să o spun, și anume când găsim locuri în afara Bucureștiului, de multe ori familiile refuză transferul pacienților, chiar dacă pacienții sunt la unitățile de primire urgență și nu avem loc pentru ei. Deci asta e un lucru care totuși încercăm să convingem familiile că e în binele pacientului să ajungă, chiar dacă e la distanță, într-o secție de terapie intensivă, decât să rămână într-o unitate de primire urgență la București. Dar, bineînțeles, fără acordul familiei, noi nu putem muta acest pacient. Am avut sprijin din partea Ministerului Apărării, continuu, fără absolut nicio rezervă. Oricând a fost nevoie, am avut fie elicoptere de la interne, de la SMUR, de la elicoptere mari sau avioane militare de la Ministerul Apărării, dar nu putem transfera fără acordul familiilor.